Bună seara și bine v-am regăsit, dragii prieteni Metropola TV. Avem vești bune pentru dumneavoastră, pentru că Metropola TV, postul nostru de televiziune, are frecvență nouă. Acum suntem mult mai aproape de tine. Ne vezi pe poziția 41 pentru emisia HD, respectiv 42 pentru emisia SD, din 12 noiembrie, așadar pentru abonați octombrie, scuzați-mă, pentru abonații RCS, RDS din zona București și Ilfov. Ne vom vedea pe pozițiile respective și din 20 octombrie în restul țării. Vești bune așadar pentru dumneavoastră, telespectatorii Metropola TV. Suntem, dragi prieteni, în această după-amiază de miercuri, fotbalistic vorbind, ancorați în partidele de Conference League, într-o distribuție de zile mari, spun eu, pentru că este alături de noi Cristi Pulhac. Te salutăm, Cristi, bine revenit. Și evident, Dacian Varga completează acest trio din această după-amiază alături de dumneavoastră. Te salut, Dacian, bine revenit. Salut, Ionel, bine te-am găsit. Așadar, după partidele de campionat, am disecat aseară ceea ce s-a întâmplat și am punctat legat și de jocurile care vor urma. Ne întoarcem cu cele două reprezentante ale noastre în această competiție Conference League, care ne-a oferit până acum și rezultate favorabile, cazul CFR-ului, și destule neajunsuri când vorbim de FCSB. Așa că trebuie să intrăm direct în subiect și, Dacian, aș începe cu CFR-ul, evident, echipa care a furnizat, de ce nu, o mare surpriză în partida cu Slavia. Ar putea copia și acum în retur echipa lui Dan Petrescu acel rezultat care ne-ar deschide foarte clar poarta către calificare. Ne-ar deschide poarta spre calificare, dar eu cred că meciul de acasă o să fie mult mai greu față de meciul pe care l-au avut la Praga. Mi-e greu să cred că o văd pe Slavia Praga două meciuri la rând, tur retur, să piardă. Și să rateze atâtea ocazii, că spre deosebire meciul tur chiar au controlat jocul, adică mie l-au controlat, de la un capăt la celălalt l-au controlat, da, l-au controlat. Și CFR-ul are ceva, nu știu, în continuare, parcă are un noroc, așa să spun, care îl fructifică tot timpul. Acum, nu știu cât de mult ține norocul, pentru că e o echipă foarte bună, Slavia, și, din punctul meu de vedere, va fi un meci foarte greu, deși mă uit pe grupă, e o grupă foarte interesantă. E cea mai echilibrată grupă. Cea mai interesantă, cred că, da. În conference este cea mai, în momentul de față, este cea mai echilibrată grupă. Nu, dar clasamentul arată că o victoria noastră, de ce nu da, posibilă, da. Ne-ar duce într-o poziție foarte bună pentru calificare. Dacă nu... scontat la început, oarecum, chiar dacă vorbim da, pentru că ai avut un început foarte slab. Dacă ne aducem aminte, primul meci din Kosovo a reușit să egaleze în minutul pe final, de prelungiri, da. 91-92, la ultima fază a meciului. Apoi, Ai luat bătaia acasă de la Sivasspor. La Slavia Praga, dacă nu reușeai să câștigi, eu cred că erai ieșit din... Da, dar uite cum este așa, oarecum surprinzător. CFR-ul reușește această victorie tocmai împotriva celui mai important partener din această grupă. Te încurci cu formațiile oarecum mai slab cotate la plecarea în competiție și învingi acolo. Asta ce arată Cristi, că echipa are valoare, are potențial, nu? De CFR. Da, bine, CFR-ul e o echipă care are oarecare pregătire în Europa. Adică e o echipă care e construită de mult timp. Au o valoare jucătorii are pe care experiență, are experiență de Europa. Multă, da, și totuși automat, în ultimii 5 ani au fost mereu în Europa. Antrenorul care, bineînțeles, știm foarte bine că nu se întoarce cu 5 diferență când joacă în deplasare, și aici mă refer la FCSB, adică ei au tratat foarte în serios jocurile, mai ales din Europa, adică chiar dacă nu au mers foarte bine în campionat, dar ei au tratat în continuare jocurile în Europa la fel, bineînțeles că aici... Îl citesc pe Deac, el a vrut să joace toate meciurile. Vrea să joace în cupă, vrea și la ce... Da, dar uite, apropo de asta, domnilor, Dacian, Ciprian Deac suferă acea accidentare, care, din fericire, nu pare să fie atât de gravă cum ne așteptam. Și cred, iată ce înseamnă un lider de echipă. Ciprian Deac vrea să evolueze pentru a-și ajuta colegii în această partidă atât de importantă, chiar dacă el probabil mai acuză în continuare ceva probleme. Un adevărat lider, nu, Dacian? Da, un adevărat lider, dar... Acum mi-am văzut eu piciorul, mi-e greu să cred că poate să, totuși era foarte umflat. Mi-e greu să cred că în două zile poți să joci. Da, e posibil să joace de la început și să, da, să aibă cât de cât, probabil o pregătit o schimbare pentru el, indiferent că va fi în prima repriză sau... Dar cred că va începe ca titular cu el, pentru că are o experiență, chiar dacă... Băi, Cristi, era butuc. Știu, dar... Glezna. Da. Adică... Nu te gândi că CFR-ul acum nu va juca la meciul cu victorie. Oricum, ei vor pregăti meciul să nu piardă, să joace pe contraatac. Eu cred că este un punct valoros.
dacă s-ar termina dacă, așa. Dacă s-ar termina. Cred că dacă e întreba acum, băi, semnați pentru un rezultat de egalitate, ar semna cu ochii închiși. Ia bine, la felul cum arată grupa, da. Pentru că te ține în viață, să spun așa. E și Slavia. Până la respiri, și, adică ești pe acolo. Și CFR-ul și Slavia rămân cu 5 puncte, da? Rămân cu 5 puncte și atunci... Devin principalele favorite, clar. Bine, bine Slavia, depinde și ce o să fie în următor, da. Ce o să fie în, în meciul dintre... Balcani și Sivaspor, dar rămân toate patru indiferent, rămân toate patru în, în cursă. În cursă pentru pentru primele două locuri. Da, pare așa frumos de afară, pentru că rămâne o luptă așa atractivă, da. Dar cred că Dan Petrescu va încerca, dar și Ian Varga va putea schimba ceva oare după această victorie de acolo, de la Slavia. Evident că sunt alte caracteristici pentru un joc pe teren propriu. Dan Petrescu este acum o să revină, o să revină pe terenul lor, da? O să da, joace acasă. Da, la Cluj. Cluj Arena. Pe Cluj... Nu, pe Constantin pe Cluj Rădulescu, Arena, da. Nu cred. Constantin Rădulescu. A, pe stadionul lor, da. Pe stadionul lor, pentru că au reușit, cred că, să schimbe gazonul. Va schimba și strategia de joc, oarecum, față de partida din Turcu, Slavia. Siguranță, o să aibă, o să vedem 7-800 de pase. Doi portari. Că aici e o mare problemă, pentru că Bălgrădean este accidentat, Răzvan Saba nu este înscris pe lista UEFA, va apăra Scufe, care pare să fie un portar într-o formă deosebită. Eu cred că este, în momentul de față, este cel mai bun portar. Că tot vorbeam de numărul de portar care, din păcate, au gafat la multe este alte singurul, echipe aici. Dacă stau să mă gândesc așa, cred că este singurul care, până în momentul de față, nu a făcut nicio gafă. În rest, da, toți... Și destul de sigur pe el. Foarte sigur. Da, la... destul de sigur. Are intervenții bune. La Slavia. La Slavia, la... da, i-a ajutat ce? Foarte mult. Să simtă Cristi și publicul din Cluj-Napoca, știu eu, perioada asta bună a echipei, după victoria cu Slavia din tur acum, și mai mulți spectatori, poate și mai vocali acolo, alături de Iac și de companie. Ionele, sunt puțin cam îndoielnic așa în privința CFR-ului și mă refer aici la meciurile pe care le joacă acasă. Mie mi se pare că CFR-ul joacă mult mai bine în deplasare, parcă ei n-au un public care să, să fie să atât de vocal. Acum, adică pentru că au nevoie. Da, adică nu e un public ca la Craiova, ca la, eu știu, ca la, cum era Giulești. La Dinamo înainte. Adică, dacă, Giuleștiul, Aradul, unde am văzut acum că au jucat Aradul, schimb, nu, la da, senzațional, senzațional. Nu înțeleg de ce nu au același joc. Adică, în momentul când joci acasă, ești mult mai stăpân pe tine, joci cu publicul alături, plus că publicul e super calm, adică mie mi-a plăcut tot timpul la Cluj. N-am simțit... Bine, la CFR, nu la Ucluj. Nu, la CFR, nu la Ucluj, nu la Ucluj, da. Aici sunt puțin așa, adică Slavia, până la urmă, rămâne o echipă bună, care a dovedit-o și cred că e cea mai bună din grupă chiar și până acum, adică în meciurile de până acum. Cred că CFR-ul va fi puțin așa, mai, să zic, va face un pas în spate mult, părerea mea. Adică să fie mai precaută în partea da, din nu, această jucătorii seară. Nu știu de ce, dar nu sunt stăpân pe sine așa când joacă acasă și asta nu înțeleg. Adică chiar și în campionat, meciurile lor din campionat nu sunt atât de doritoare. Mă refer aici la jucători și la... adică nu au atât de multă faze de poartă. Nu-și doresc mai mult parte. Când au avut cel mai multe faze de poartă, n-au reușit să câștige. Da, câștiga, da. Nu? Da. Știi că asta vorbeam noi, Dacian, Cristi, vorbeam cu Dacian aici legat de o partidă de campionat, Petrolul FCSB și eu unul, nu înțelegeam da. De ce Petrolul, o echipă da. Care are destui jucători cu mare experiență, corect. Încă din secunda 1 a acceptat dominarea formației vizitatoare, care da. Evident e mai puternică, dar din secunda corect. 1. Da, da, da. Adică i-a invitat la joc, practic. Ți-a fost teamă, nu știu exact. Și aveai jucători cu experiență acolo. Așadar, la CFR, Dacian, Dan Petrescu a aliniat echipa de bază în partida tur. Va face la fel acum, spre deosebire de FCSB. Ei au mers pe aceleași tipare, folosind cei mai în formă jucători, nu? De fiecare dată. Da, și acum cred că la fel. Exact. Am văzut că și, dar nu și, și în partida de campionat amenajat, a scos câțiva din... Pe parcurs, da. Din titularii care o să-i vedem cu Slavia Praga. Pentru că se baza... chiar astăzi am citit o declarație a lui Dan Petrescu, spunea că îi pare rău că nu l-a scos pe Ciprian Deac la pauză ca să-l menajeze. Oricum și dacă vrea el. Că Ciprian Deac, am văzut că de fiecare dată vrea să termine aproape toate meciurile pe teren. Sunt momente când trebuie să înțelegi. Dar meciul ăsta e important. E un meci foarte important. Adică am nevoie de tine acolo 90 de minute. Adică dacă îi spui așa, te gândești și te mai gândești ca jucător. Bă, ăsta vrea să mă scoate din echipă. Interesul grupului, da. Și nu cred că se pune problema la Deac să se gândească că vrea să, nu știu, vrea să lucreze antrenorul sau să mă scoate antrenorul din echipă. Probabil Deac trage foarte mult de el, pentru că e un jucător care dacă își iese puțin
ieșind din circuit... Va probabil, intra greu, nu probabil. Da, cred că intră mai greu și vrea să mențină mereu să fie acolo, mereu da, să vrea fie să mențină ritmul, să joace 90 de minute. Dar Cristi Deac este un jucător, așa cum spui și tu, care participă la fiecare meci, fie că e Cupa României, fie că e campionat, fie că este în competiție europeană. Fără el, dacă până la urmă nu va evolua în această seară, se va cunoaște oarecum în jocul CFR-ului, absența lui? Bă, oricum, CFR are un lot destul de numeros, adică mă refer aici și la genul cum va alcătui echipa și mă gândesc că probabil nu vor ataca din primul minut CFR, nu vor fi pus. N-ai de unde să știi. Probabil ne surprinde, eu spun părerea mea. N-ai de unde dar, să știi. Eu sunt curios dacă o să joace cu două vârfuri, dacă țineți minte la Slavia. Da? Da, a forțat. Praga, a jucat cu două vârfuri din primul până în ultimul minut. Da. Deci adică a fost o surpriză pentru toată lumea. Pentru toată lumea, ținând cont, da, a jucat și în deplasare și mă gândesc că două vârfuri și după ce ai marcat. Da, a și marcat și în a doua repriză. Da, eu unul sincer mă așteptam ca în a doua repriză să scoată unul dintre atacanți, să joace, nu știu, ori 5-4-1, ori 4-5-1. Un mijlocaș central, un defensiv. Asta spun, dar nu, a rămas cu amândoi, a rămas cu doi atacanți. Sunt curios acum dacă o să înceapă tot cu doi atacanți. Bine, în momentul, cred eu, când joci cu doi atacanți și mai este în deplasare și cu o echipă ca Slavia, mă gândesc că vrei să pui puțină presiune pe fundașii centrali care pasează să nu plece cu mult. Da, să nu urce foarte mult și să nu plece cu mingi chiar așa să paseze, să te paseze foarte mult, să schimbi direcția. Adică să pui presiune pe ambii fundași centrali. Acum nu știu, pentru că, na... Mi-ar plăcea să văd CFR-ul tot cu doi atacanți. Tot cu doi atacanți. Bă, l-ai văzut odată, îl mai vezi la anul. Păi nu la an. Dar uite, apropo de asta, Cristi, se tot vorbește de acest atacant Garita, de la FC Argeș, care ar fi deja în centrul unei dispute între CFR și FCSB, care și-a exprimat clar interesul. Am văzut că Gigi Becali, o să ajungem și la FCSB, a direcționat deja, a dat ordine clar. În iarnă mi-l aduceți pe Garita. CFR-ul este pe urmele acestui jucător. E nevoie în continuare de atacanți la CFR, nu? Și acesta ar fi, Cristi, o soluție viabilă? Garita? Sincer, eu l-am văzut și la ultimul meci, acum, cu Craiova. Ce a putut să facă, adică are o viteză de 3 ori în plus mai mult decât are fiecare jucător. Și aici mă refer și la Ivan, că și Ivan are viteză, dar nu o vezi, adică nu o simți chiar atât de mult. Dar la băiatul ăsta, forță. Și forță, și preluările care le-a făcut pe poziție viitoare, deciziile care le-a luat în regim de viteză, adică mie mi-a plăcut foarte mult și chiar mă gândeam, adică 100% voi avea oferte. Acum depinde... Și pe jocul cui se potrivește. Să spun sincer, se potrivește și pe jocul CFR-ului, pentru că CFR-ul oricum joacă pe contraatac și are jucători de calitate care poate să-i ofere câte o pasă bună. Așa, și la FCSB, pentru că e un tip de destul de... Și la FCSB nu cu cui să joace? Bă, mai spun ceva... Va pleca Bogdan Rusu astăzi. Probabil, da. Ok. Dar cei doi titulari acolo nu sunt Omrani, nu? Care a prins acolo un loc... Nu știu dacă a prins chiar un loc. E dezvoltare. Pare că este pe drumul cel bun acolo. Cât de cât acolo. Da, totuși are un salariu foarte mare. Mi-e greu să cred că l-a luat ca să-l ține pe margine. Dar nu poate fi, nu, Dacian, decât o bucurie pentru antrenor să-ți mai aduc un astfel de jucător, pentru că tu să ai soluții cât mai mult ofensiv, nu? E normal, e foarte bine. Da, acum depinde și jucător. 27, parcă. Nu știu câți ani are. Dar real. Acum, gândește-te să aduci un jucător și să-l ții pe margine. Nu poți să știi cum reacționează, dacă îi convine sau nu-i convine. Dacă nu-i convine și nu-ți mai dă randament, când să mai și dai bani pe el, totuși să nu uităm. Ia gândește-te că a dat 1.500.000 pe atacantul de la Craiova. Ba, să-l ții pe margine... Să-l ții pe margine... Ai dat Gigi bani și pe alții. Ai dat 1.700.000 pe Miculescu. Da. Bine, și pe Miculescu poți să-l mai treci. Poți să-l treci în dreapta, poți să-l mai... Păi adică, unde să-l treci în dreapta? Că poți să-l treci pe bancă, Cristi, că acolo-l vedem mai des. Mai mult pe bancă. Mai mult pe... Acum stă pe bancă, adică... Păi da, Tavi Popescu n-a dat bani pe el. Nu compara 1.700.000 cu... Nu știu cât a dat pe Tavi Popescu, dar l-a luat de la junior, adică nu știu cât a investit în el. Nu, foarte mulți bani, zic și eu, pentru România și aglomerație mare acolo de jucători, dificil și pentru antrenor, nu? Eu văd la CFR, eu l-aș vedea la CFR titular. Incontestabil este peste toți atacanții de la CFR. Acum, Arnold, ca așa îl cheamă, Arnold. Arnold, da, da. Dar noi și Gigi am văzut, așa în stilul caracteristic, că am văzut un Arnold și exagarita. Îl vreau pe acela, ar fi direcționat mesajul către Meme Stoica. Dar acum rămâne și jucătorul, Cristi, adică mergi la echipa campioană, unde te simți și tu oarecum mai în siguranță că ai putea juca, probabil. Corect. Tu ai valoare, dar te și uiți, bă, sau așa cred eu că ar trebui. Să vedem. Dar uiți posturile care sunt. Exact. Sunt 2-3 pe post care, decât cum ziceam, și de aceeași valoare. De aceeași valoare.
Bine, fiecare calități puțin diferite. Acum să vezi și ce te... care echipă te mulezi tu mai bine, pe ce echipă te mulezi tu? Pentru că dacă mă întreb pe mine, el este un jucător de spații. Corect. Și aici te referi la CFR. Și aici mă refer la CFR. Exact, da? Da, da. CFR-ul se apără și joacă mult pe contraatac. Da, unde ai tu teren, unde te poți exact, dezvolta. Unde postul. E, la FCSB au posesie. Bagi, da, posesie, transcodra. Da, adversarul stă în 20-25 de metri. E greu să-ți dezvolți viteza în, dacă echipa stă în 20-25 acolo mai degrabă e un companiu care înțelegi, stă asta în careu. Spun, e exact, ai nevoie de companiu pentru FCSB se mulează bine. N-are forța aia pe care o are Garita, dar iată că CFR-ul dacian revine încet, dar sigur așa. Aceste rezultate europene sunt de bună calitate, cel puțin ultimul meci, nu? Și am văzut și meciul bun. Și meciul prestația bună. În campionat se apropie, sunt acele două restanțe și încet, dar sigur, cei care credeau oarecum că CFR-ul se îndepărtează de obiective, par să-și reconsidere poziția. Par să-și reconsidere poziția, dar, repet, cred că la CFR, din punctul meu de vedere, lipsesc jucătorii de explozie. Uite cum e la... Să dau un exemplu, mi-a venit acum în minte repede, la FCSB Cordea. Da? Da, este un jucător de viteză. Este un jucător de viteză. Cu ruperi de ritm. De explozii. Adică exact. La CFR, cred că în afară de ăsta, tânărul de mijlocaș stânga, cum îl cheamă? La CFR. La Petrila. Petrila, da? Care așa are ruperi de ritm și are viteză, da? L-am mai avut pe Păun și l-au vândut, l-au împrumutat așa. În rest, simt și mie un jucător de viteză. Păi nu știi că noi vorbeam ieri... Parcă nici Malele nu mai are viteză. Dar zi-mi da jucător de viteză de Liga 1. Care e cu ruperi de ritm. Puțin, nu? Îți dau și eu câteva exemple. Costache? Costache? Are viteză. Are viteză Costache. Chiar și Ivan are viteză. Ivan, asta vreau să spun. De bună Ivan, pentru campionatul nostru. Și mai era mare viteză. Calcan. Și mai era mare viteză. Calcan. Adică sunt jucători care să... Torje, se pornește greu, da. Prietenul nostru, adevărat, nu? Da, e păpuleu. Asta zic. Luis Munteanu, că tot suntem la farul. Luis Munteanu, da. Corect. Adică care sunt câțiva jucători. Sunt câțiva jucători care au viteză. Refeream așa, pe explozie, în asta așa, e mai... Chiar că ei mai și driblează, mai întorc, mai... Știi cum e vorba aia, nu mai jucă la campionat. Dar au nevoie, pentru că CFR au foarte mulți jucători care sunt doar pe luptă. Nu, dar e corect că e clar în seara asta, n-am trebuit să vă aplicat de la această premisă, să nu pierzi, evident, un joc, știu eu, economicos așa, și va încerca fără doar și poate să lovească, probabil pe contraatac. Faze fixe, contraatac. Să-și asigure propria jumătate a terenului, nu? Eu zic oricum important pentru CFR... Să nu pierdă. Să nu pierdă, da. Dacă nu pierde, eu cred că este un punct foarte bun pentru CFR. Ascultam și comentariile de înainte de meciul de la Slavia și chiar nu dădea nimeni nicio șansă, adică CFR-ului, mai ales acolo. Pentru că nici nu aveau un joc bun, ținând cont meciurile din urmă cu Kosovo, cu Sivasspor, adică nu... Proase de păr așa, adică chinuit. Dar pe de altă parte, vorbim de echipe care au potențial și care îți pot oferi oricând și evoluție de bună calitate, pentru că am un jucător cu mare experiență, care îi pot crește de la un meci la altul, știi? Eu am văzut toate meciurile din... toate meciurile CFR-ului din Conference League. Părerea mea, cea mai bună echipă care am văzut a Kosovo. Da? Da, cel puțin până acum sunt aceste viteză de diferențe. Tehnică. Deci noi am văzut crispați o secundă. Deci o secundă noi am văzut crispați. Pase scurte, n-au bubuit mingea, adică... Da. Nu, da, vedeți, ieșeau foarte repede în apărare, tranziție pozitivă, negativă, imediat. Nu, aș jucă la acest capitol, cred că e important, adică probabil că se gândește și Dan Petrescu ca și jucători, ai văzut mesajul conducerii, pentru că întotdeauna finanțatorul se gândește și la bani. Domnilor, rezultate care ne aduc bani. Bani din care voi veți câștiga salariile sau primele pe care le aveți, nu? Așa și atunci ești mai precaut, ai nevoie de rezultate, pentru că astea te țin în viață și ca antrenor și vin și banii, deloc puțin, nu, în această competiție. Oricum, cred că au simțit că, în general, jucătorii în teren simt și puterea adversarului. Adică vezi că sunt mai rapizi, cum cei tu de Kosovo. Sau, adică mai simți, puternici. Automat, da, mai puternici, mult mai proaspeți, mult mai combinativi, mult mai tehnici. Tu gândește mai ales când au și două, trei ocazii, deja gata. Tu gândește dacă CFR-ul bătea acasă, Sivasspor. Da, aveau șapte puncte acum, aveau șapte puncte. Și mai aveau trei meciuri de jucat.
Uite că avem, îl avem pe domnul Petre Grigoraș, experimentatul antrenor, care a coborât acum câteva trepte pentru a lucra la Liga a IV-a. Bună seara, domnule Grigoraș! Bună seara și vă salutăm cu respect pe toți! Da, avem aici doi jucători importanți, Dacian Varga și Cristi Pulhac, doi stângași, domnule Grigoraș. Bandă stângă! Și ce probleme mi-au pus când jucau. Să știți că dacă mai vorbim așa puțin, poate că și-ar găsi lor la Cernavodă acolo, măcar vara. Da, pe plajă. No, îi trimitem puțin mai presus, la Constanța, Mamaia și așa mai departe. Așezi, domnule Grigoraș, iată că fotbalistic vorbind, ne toacem la aceste partide de Conference League. CFR-ul întâlnește acasă Slavia Praga, cel mai puternic adversar. FCSB-ul se întoarce pentru Silkeborg. Cum vedeți dumneavoastră aceste dispute retur din ziua de mâine? În cupele europene, cum să le vezi? Toate meciurile trebuie privite ca și meciuri foarte, foarte importante, pentru că scopul fiecarei echipe și a fiecărui jucător este să joace în Europa, nu? Iar acolo vrei să te știi. Da, pe de altă parte ne gândeam... CFR-ul vine după un rezultat foarte bun la Praga, chiar dacă au avut șansă, mare de tot. Nu-i va fi ușor să câștige meciul de acasă, meci echilibrat. FCSB-ul trebuie să ia o revanșă după rușinea pe care a purtat-o la Silkeborg. Și sunt convins că va avea o șansă în plus. Vor câștiga meciul, da. Da, acum, domnule Grigoraș, știu că a fost foarte plastic atunci, la partida din tur, parcă juca Silkeborg cu Axiopolisul Cernavodă. În această mâine seară, foarte probabil, când FCSB-ul va linia echipa de bază, am putea să spunem că va juca FCSB-ul cu Far. A fost o glumă și până la urmă, ca să continuăm cu gluma, m-am dus a doua zi la echipă și le-am spus, băieți, îmi pare rău că v-am comparat cu FCSB-ul. Așteptările erau mai mari, da? Da, bine, a fost o glumă pe care am făcut-o între noi acolo, dar vă dați seama, e diferență mare de valoare și de absolut orice. Nu, eu sunt convins că a fost un duș rece atunci și au văzut și limitele. Eu au văzut că nu simt la prezent îți conferi rezultatul final și sunt convins 100% că CFR-ul va arăta altfel și va avea o altă atitudine și o altă abordare. Iar pierde tot de noastră să câștige și să califice mai departe. Da, pe de altă parte, domnule Grigoraș, pare că această strategie și-a atins scopul, chiar dacă a fost umilitoare înfrângerea de la Silkeborg, în campionat cu echipa de bază, FCSB-ul n-a avut probleme la Ploiești cu Petrolul. Ca să fim serioși atunci și să vorbim foarte, foarte serios. Ca FCSB să ai două sau trei victorii campionate, prea puțin. FCSB-ul la celor tare nu sunt rezervi titulari. Când aduci jucători de milioane de euro și îi bagi într-un meci internațional, se comportă sau nu se comportă și spui că ai jucat cu echipa a doua, nu mi se pare corect. Nu, când ai ajuns la acolo, la Steaua, la Dinamo, când erau echipele mari, când știi unde trebuie să ajungi, știi ce trebuie să faci, știi ce te așteaptă, ce presiune este la fiecare partidă, ce așteptare au suporterii și, bineînțeles, și colegii și echipa și antrenorii, este căști, conducerea. Dar oricum n-am auzit, domnule Grigoraș, până acum ca un antrenor, nici măcar dumneavoastră, să spună vreodată că este total mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție. Și iată că cele două reprezentante Conference League se bat deja, se spune, pentru semnătura acestui atacant Garita de la FC Argeș, dorit atât de CFR cât și de FCSB. Cu Cristi Pulhac și cu Dacian Varga ne gândeam și noi unde s-ar preta mai bine dacă până la urmă să face transferul. Ce părere aveți dumneavoastră? Păi dacă face transferul trebuie să-l scoate pe companie, da? La FCSB, nu? Da, exact. Dacă l-a dus acolo, e clar că nu se poate scupa ceea ce comandezi. Și la CFR? Păi și la CFR trebuie scoată mai mult, că Dan Petrescu ia câte 3-4 atacați. Dacă știi mai bine. Da, dar până la urmă, probabil nu, pentru antrenorul domnului Grigoraș, pare mai comod să mai aduce finanțatorul un jucător de bună calitate, nu? Și corect. Părerea mea, când aduci anumit jucători pe anumite posturi, trebuie să știi ce jucători aduci și dacă acceptă, eu știu, statutul de rezervă, că dacă aduci trei jucători de același nivel, de aceeași valoare, pe același post, dați seama că se joacă foarte rar. E greu de gestionat asta de situație. Da, dacă ești asupra lui cu ăsta, joci pălăria.
Da, ne uitam din punctul meu, din punctul meu de vedere, și pe CTB-ul și CFR-ul deocamdată au jucători. Care, într-adevăr, l-am văzut și eu câteva jucători și pare interesant. Dar hai să-l mai urmărim un pic, că ne-am entuziasmat cu Tavi Popescu după câteva jocuri și după jumătate de ani văd că nu mai prinde nici primul 11. Haideți să fim rezervați în a vedea ce se va întâmpla în continuare. Important este ca ei să-și caute să aibă ritm total, să aibă ritm bun și să vedem și noi echipe care, dacă mă întrebați dumneavoastră, spuneți și mie primii 11 al lui PCSB-ul sau lui CFR Cluj. Și să vă pot spune. Acum, dacă mă întrebați, nu vă pot spune. Da, așa este, sunt destule schimbări, dar avem aici lângă noi, domnule Petre Chicureș, un suporter al Farului, vorbind de Dacian Varga. Farul arată bine în campionat și se îndreaptă. Eu am îndrăzit să spun, sunteți acolo, în mijlocul evenimentelor, că Farul poate juca un rol important și se poate angrena în lupta pentru titlu. Sunt de parte de adevăr, domnule Chicureș? Nu, 100% nu. Farul arată bine și ca exprimare. A dus în echipă câțiva jucători care au recupă în străinătate, au văzut ce se întâmplă pe acolo. Nu au dat un randament foarte bun, poate unii dintre ei au avut și accidentări. Știu filozofia logică, văd că s-au dat un randament bun și o echipă care va avea un cuvânt greu de spus. Dar e totuși prematur să discutăm despre cine va fi, eu știu, campioana sau... Da, sigur va fi o echipă greu de învins, o echipă bună. Da. Eu merg în continuare pe ideea că acolo va fi și CFR-ul, acolo va fi și CFR-ul și PCSB-ul și la final, atunci când se vor împărți punctele să se califice în play-off, atunci va fi o luptă și o luptă foarte echilibrată și plăcută, cred eu. Da, colegii mei, domnule Grigoraș, vor și ei să vă da, puteți o întrebare. Cristi Pulha, este da, eu vreau să mă întorc puțin la CFR și la FCSB și aici mă refer la meciurile din Conference League. Nu vi se pare o diferență de mentalitate așa, la felul cum au pregătit și cum menegerează într-un fel meciurile astea din Conference League și aici mă refer la cele două echipe. Felul cum se prezintă CFR-ul și cât de important li se pare Conference League-ul și felul cum menegerează într-un fel FCSB-ul meciurile din Conference League, adică din Europa. În ultimul timp, e o întrebare foarte bună, dar în ultimul timp CFR-ul așa cam a făcut. A avut un lot extrem de numeros, echilibrat, valoric și folosea o echipă în Europa, sau Conference League, și o echipă în campionat. Dar diferențele nu erau atât de mari. Okay. Pentru că aveau 32 de jucători de valoare apropiată, nu știai pe cine să bagi. Au tratat competiția foarte, foarte serios. PCSB-ul cred că au făcut o greșeală și s-au dat și seama că au făcut o greșeală. Au încercat, văzând că pierd puțin lupta cu clasamentul și sunt undeva afundați în subsolul clasamentului, când ei sperau, bineînțeles, să sunt în binele locuri, au vrut să sacrifice un pic și au folosit jucători care n-au avut ritm de joc, care au jucat puțin sau deloc. Și, bineînțeles, și pun teren sintetic, un adversar care a evoluat foarte bine. Iată că au avut evoluție mai mult decât modestă și rezultatul s-a văzut. Sunt convins că lucrul ăsta nu se va întâmpla. A fost o experiență. Ok, dar legând puțin de întrebarea asta pe care v-am pus-o, aici mă refer la Ciprian Dea, care el își dorește enorm să joace toate meciurile, deși are o vârstă. Și aici mă refer la jucătorii la FCSB, care au 20-21 de ani, 22, sunt odihniți pentru un meci cu Petrolul Ploiești. Ciprian Dea, dacă îl trezești la 12 noaptea și îl pui să joace un meci, joacă. Păi și atunci cum face performanță? Extraordinar de mult de când a venit de la Schalke. E un alt jucător. Nu întâmplător joacă și se pregătește în felul ăsta și va mai juca poate mulți ani, pentru că e un profesionist desăvârșit. Ceilalți cred eu că chiar dacă ar vrea, n-ar putea, pentru că nu-i ajută organismul.
Dacian, asta e părerea mea. Da, bine. V-am întrebat, ținând cont de diferențele care erau și fotbalul de acum mulți ani. Ciprian Deac, să știți că la 20 de ani cred că avea această mentalitate, cum au și poate și Savi Popescu sau alți jucători, ca să dau doar câteva nume, atât, eu l-am avut la Oțelul Galați și acela, nu, să nu credeți că era un super împătimit după antrenament, după forță. După ce a venit de acolo, a văzut ce înseamnă străinătatea și a fost cu totul și cu totul al jucător și nu întâmplător a ajuns unde a ajuns acum să aibă o continuitate și o dorință fantastică. Felicitări lui! Să-l ascultăm și pe Dacian, domnule Grigoraș, are și el o întrebare pentru dumneavoastră. Cu mare plăcere. Dacă se mai fac înscrieri la dreasă, la echipă. Aș vrea să vin eu cu Cristi. Dacă ne mai primiți, slăbim și noi repede câteva kilograme. Nu, la nivelul ăsta cred că și fără să slăbiți, la ce calitate aveți, sunt convins că v-ați descurcat. Da, nu asta vă doresc. Vă doresc să fiți în altă parte. V-ați făcut datoria cu brio ca și fotbalist atunci când ați fost în teren, acum trebuie să vă reorientați. Da. Doar să jucați de plăcere în altă parte. V-aș primi cu mare, mare plăcere. Facem o echipă de la Metropola TV, domnule Grigora, și venim la Cernavodă, evident. Bine, avem și nocturnă, că dacă e cald afară să nu transferăm foarte mult, nu e niciun fel de problem, vă aștept cu mare drag. Mulțumim foarte mult, domnule Grigora, succes acolo. Eu vă mulțumesc, vă salut cu respect, sănătate. Sănătate, numai bine. Petre Grigoraș, întotdeauna cel mai tare din oraș, Dacian, da. Cristi, Petre Grigoraș, cel mai tare din oraș, la Cernavodă în acest moment. Un antrenor bun, să știi. Adică care, avut... nu se mai întoarce la nivel de prime eșalone, spunea că decât să mă plec de aici, de acasă, departe, să stau 3-4 luni, să mă întorc înapoi, așa. Așa că noi facem trecerea către FCSB. Se spune, Cristi Pulha, că această partidă s-ar disputa pe arena națională fără foarte mulți fani de această dată. Probabil că eșecul la scor din tur să conteze foarte mult. Sau poate o mobilizare pe ultima sută de metri și stadionul să fie cât de cât populat. Știi cum e, Ionele, mai citeam și prin ziare. Eu tot mă gândesc că nu va juca echipa bună și probabil aici se vor gândi cum gândesc eu, așa probabil gândesc și suporterii. Și atunci se gândesc, bă, au pierdut 5-0 acum, chiar dacă nu-i bagă, oricum biletele am înțeles că sunt puțin mai scumpe și că e festival de pe național. Dar e un meci în care se vede că președintele și cei care conduc clubul de la FCSB nu mai dau așa mare importanță asupra, adică pe Gigi oricum l-am văzut, a zis că, bă, ok, ce-ți termin, nu mă interesează. Da. Eu vreau să câștig cu Petrolul. Adică dacă ți-e frică de Petrolul, după ce aduci niște jucători pe aproape de 4-5 milioane, atunci e o problemă. Da, dar ce vreau să spună Nicolae Dică, după partida cu Petrolul câștigată cu 2-0, iată că această strategie a dat roade, spunea Nicolae Dică că o parte din cei care au jucat în această seară îi veți vedea și cu Silkeborg. Adică nu. Cred că o să joace cu echipa cea mai bună. Dar el a zis o parte. Pe o parte pentru că, parte. Uite, citeam în presă Daua. Așa. Tam, accidentat. Mai bine. Coman accidentat și Radunovic. Deci da, care a și ieșit atunci. Și plus Omonari care nu poate să evolueze pentru că nu este pe listă. Deci sunt destule probleme totuși. Deci restul cred că o să-i vedem în primul 11. Da, înseamnă că dacă cei care doi au jucat cu Petrolul. Da, iată, Cristi, că lipsesc în general fundașii, nu? Fundașii centrali. Amândoi fundașii centrali lipsesc. Da, din punctul meu de vedere, nu e o pierdere mare fundașii centrale. Că pentru... Nu, dar ce soluție ai? Asta e, joci cu ceilalți pe care ai la dispoziție. Dar mie îmi pare rău că FCSB-ul... Pe care mai ai? Nu știu. Nu mai este Haruț? Nici Popescu, care, Ovidiu, care putea juca acolo unde îl pune și portar și extremul și atacant. Da, sunt curios cu cine să joace fundaș central. Pentru că amândoi sunt. Buena va fi acum, fără doar și poate acolo. Da. L-avem pe Haruț, adică probabil doar ei doi mai sunt. Va fi o improvizație, practic, pentru că sunt jucători. Chiar dacă ei, să fac acum Buena un meci senzațional. Păi să știi că așa se întâmplă. Băi, da. Când vrei să scapi de un jucător, să fac un meci, să fac un meci senzațional. Mai dă și un gol? Ba. Păi cum a fost cu Vlad din poartă, adică, pe bune, a tot greșit, a intrat băiatul ăsta. Mai scoate-l de acolo. Și nu mai e nicio șansă să-l mai scoți. Adică, na. Și te gândești, bine, ei pretind că au puterea de plină a patronului pe care îi simpatizează și cred că acolo să joace... așa se știe. Acum cred, dacă că, te simpatizează cred patronul, că o să joace de la început și Tavi Popescu, nu? Pentru că... Da, dacă nu o să fie Coman acolo, partea stângă, probabil Coman, că va apela la Tavi. Și s-ar putea să fie Noda Cian, o șansă nouă, pentru că se tot vorbește în ultima perioadă, nu foarte laudativ, de Popescu. Reveni printre titulare, ar putea să prindă, sau așa am dorit noi, nu? O zi bună, o seară bună. Dar de ce care... o seară bună, Ionel?
Pentru că n-are continuitate, păi asta din păcate. Spun, de ce trebuie să o seară bună? Toți ne gândim acum, că dacă și gândim așa și îi văd și pe celelalte, bă, dacă ar prinde un meci. Păi ne arată cum, că nu poate, dar asta spun, înțelegi? Asta ar trebui să-i dea și lui de gândit, că automat cu prins de gândești, bă, dacă prins și o seară, asta m-a scos. Deci trebuie să fii și următorul meci și celălalt meci. Trebuie să ai o constanță. Păi trebuie să ai constanță. Sunt total de acord cu tine, dar iată că nu se întâmplă acest lucru. Păi nu se întâmplă. Și atunci, dacă tu ai intrat acel într-un cont de umbră, e o șansă să arăți că poți conta în continuare. Da, dar să nu încerci să faci mai mult decât poți. Să încerci să spui, bă, nu știu, în seara asta trebuie să neapărat exact, să le-am dau avut două goluri sau să dau o pasă de... Nu, eu zic că, am mai spus chestia asta, cred că trebuie să o ia ușor, treptat acum, să facă un joc, să nu greșească. Fii mai simplu. Exact, asta zic, joace să nu greșească, să joace mult mai simplu, ca să-și intre puțin în mână, acum, da? Și apoi să încerci iar să încerci o... pasă mai fantezistă, să încerce a două, trei dribblingurile lui frumoase, spectaculoase. Asta spun eu, așa aș vedea. Eu unul, dacă aș fi fost pe lângă el, eu sfaturile astea le-aș da să joace simplu. Băi, nu mă interesează să dai tu două goluri, șapte goluri, să-mi dai tu mie pasiune. Joacă simplu să-ți intre în ritm. Da, probabil că îi transmite clar Nicolae Dic acest mesaj jucătorului, dar aici, la FCSB, cred eu că avem, și chiar vorbeam și cu Dacian zilele trecute, acest Cordea, care parcă este oarecum dintr-un alt film. E unul din jucătorii puțin care are o tehnică bună, regim de viteză și poate destabiliza acolo în jumătatea adversă. De multe ori, Ionel, individualist. Adică eu dacă aș fi avut un coleg în echipă de genul ăsta, eu nu m-aș fi luat de el. Da, da. Bine. Stai puțin. Că... Era rău. Stai puțin. Ce faci, că... mă, dai pas? Nu putem doar să alergăm așa pentru că pierzi tu de 10 ori mingea. Adică nu mă aștept cu nimic că ai alergat pe acolo, pe dreapta, de le iei ochii la telespectatorii. Adică gândește-te și la ceilalți colegi care după aceea dau călcheie la parpala când apoi să recupereze mingea. Asta este ca o fază de aia în care urci toată echipa la o fază fixă, nu? Și tu dai mingea peste poartă sau șutezi la poartă. Nu vorbesc de fază fixă, vorbesc așa, în multe faze l-am văzut că este foarte individualist. Adică dacă ar fi mai altruist, de multe ori... Fii mai combinativ și mai... Are șansă să paseze unor colegi care sunt într-o poziție mult mai bună ca el. Cum să spunea, maxima aia fotbalistică, că de multe ori o pasă face mai mult decât un gol, dacă o dai când trebuie, nu? Pentru că e la fel de important. Corect. Dar e posibil să fie și cauza asta. Bine, chestia asta am văzut la el la început, dar parcă acum e mult mai individualist. Cred că e și transferul Miculescu, părerea mea. E o presiune pe el, pe care aia a pus-o. Trebuie să joci mai bine. Păi aia e. Constant. Și, da, și se vede că trage puțin mai mult de el acum, aleargă mai, adică e foarte energic, dar câteodată ia deciziile astea. Dar eu pe Miculescu nu-l văd unde ar putea să joace în momentul de față la FCSB. Pe cine? Pe Miculescu nu-l văd. Sincer. Păi bun, și ați vedea, domnilor, să zicem așa, că nu e un jucător pe care a plătit atât de mulți bani. Ar exista poate varianta să-l întorci la UTA, ca împrumut, nu? Să prindă meciuri sau să-l dai în altă parte. Păi dacă aici nu joacă... Să dai un jucător de 1.700.000... Și ce faci, Cristi? Nu știu, îl forțezi? Forțezi, dar dacă... Păi nu mai ai ce să faci, asta e situația. Deci pe cine scoți? Nu știu, scoți pe cineva care dai mai puțin. Păi pe cine? Situația. Păi pe cine? Nu știu, faci ceva. Dar nu mai pe cine. Hai să spun ceva, din punctul meu de vedere, FCSB-ul face niște transferuri total anapoda. Adică acum l-am văzut pe băiatul ăsta la FC Argeș, gata, îl transferă și pe ăsta, deși el nu se gândește că mai are câțiva jucători. Aici e bani. Asta i-am întrebat și acum pe domnul Petre. Diferența asta de mentalitate și de strategie a clubului pe care o are, vezi că CFR-ul transferă doar pe poziție pe care le trebuie, adică nu transferă trei pe dreapta, înțelegi, și Larry Pădeac, care vrea să joace toate meciurile, adică trebuie să fii puțin nebun la cap. Adică tu aduci toți jucătorii pe care tu îi vezi la alte echipe care ies în evidență, sunt și mai tineri, dai banii pe ei, dar de fapt tu ai luat trei pe postul ăla, doi pe postul ăla, înțelegi? Asta e strategia și clubului. Nu, eu nu l-aș fi luat, strategie, eu unul l-aș fi luat, dacă mă întreb pe mine în locul lui Miculescu, l-aș fi luat pe Ijvan, de la FC Argeș. Mi se pare un jucător mult mai... Și eu la fel. În momentul de față mi se pare mult mai bun decât Miculescu. Nu, dar se naște și problema că... S-ar fi pleat mult mai bine pe jocul celor de la, la FCSB. Da. Într-un fotbal din ăsta atât de sărac, la capitolul jucător de valoare, îi strici și rostul acelui jucător la echipa unde este, știi? Grăbind acest transfer. Jucătorul nu este încă foarte copt, așa să spunem, să vină la o formație de asta unde acolo erai șef la UTA, nu? Marcai, erai titular meci de meci, adică aveai un alt statut. Vii aici, de multe ori nu mai intri, valoarea ta evident scade, de adevărul că l-a și mutat pe multe poluri. A jucat și număr 9, Miculescu, vârf împins, l-a băgat și în stânga, l-a băgat și în dreapta, adică la, să spunem. Și în spatele vârfului, adică la...
ăla, un jucător de 1,7 milioane, ar trebui să cam faci față, înțelegi ce spun? Adică trebuie totuși să vadă puțin valoarea și diferența față, că nu mai e fotbalul care era înainte. Și unde a jucat? De unde l-a luat? De la UTA? Nu mai dai 1,7, tată. Asta nu există. Nu, sau știi că și noi, celor noi de la am mirat așa cu toții când banii ăștia s-au dat dintr-o singură tranșă, pentru că ai văzut de foarte multe ori, domne, stai să vedem, convinge jucătorul, după jumătate de an mai dăm o tranșă, mai vedem, adică banii jos, în ideea în care se spera, probabil, că acest jucător va fi vândut pe o sumă de 5 ori mai mare. Cam asta cred că a fost așa calculul, dar fotbalul ăsta nu e matematic. Bine, eu cred că e și puțin presiunea, că a văzut că e nasol în campionat și el dacă nu intră în play-off, el nu mai vinde nimic. Adică nu poți să vinzi jucători. Da, dar eu zic că cel mai bine vinzi dacă ești bine în Europa. Evident, ai vizibilitate foarte foarte. Cea mai mare vizibilitate. Știu, adică dar... Adică degeaba bați Mioveniu, Chindia, care sunt pe ultimele locuri acum. Știu, dar știi ce... Ucluj, nu? Care sunt în subsolul clasamentului, dacă te duci și te bate Silke... Păi nu, dar spune-o, cred că strategia care a fost. A intrat, a luat banii care i-a luat și trebuie să acum să formezi cât de cât echipa. Și atunci nu mai interesează cât de cât Europa Liga anul ăsta, îl interesează campionatul, într-un fel. Într-o poziție... E într-o poziție... Nu e mai bună sunt deloc. Două restanțe. Da, și atunci nu-l interesează acum Conference League. Pentru că a intrat și a luat banii și ok, ce da, mai mai intru? Poți să iei niște bani de acolo. Da, da, mai așa poți să pierzi niște bani pe partea aia altă. Că dacă tu joci în play-off... Da, dar în campionat mai poți să-ți revii. Bă, nu știu conference... ce să spun. Adică e campionatul lung, părerea mea. Oricum. Uită-te pe clasament în Liga 1 să vezi că toate sunt acolo. Hai să spun ne-am ceva. Ne-am uitat și ai văzut, no, era o diferență foarte grupa care o are FCSB-ul, eu am zis la început că n-au nicio șansă. La felul cum jucau. Eu n-am spus că au șanse să asta se califice. Și atunci nu... Dar poți să faci, puteai să faci 6 puncte cu Silkeborg? Nu. De ce nu? Cu echipa asta? I-ai făcut acasă 1-1. Ai stat, ai jucat senzațional la West Ham. 65 de minute, 70 de minute. Poți. Ai potențial. Tras așa, da. Păi, ai putut, ce vrei. Totuși... Să ne uităm ce jucători are FCSB-ul și ce jucători au întreba, domnilor, ce de la West Ham. Spunea Dacian, eu știu, poate că te mobilizezi mai bine în partide cu adversari de genul dar ăsta. Dar cum aici să nu te mobilizezi? Asta spun. Tot de ce, Europa de ce e diferența asta de prestație? Pentru că a arătat FCSB-ul că poate cu West Ham multe minute, nu? Dar n-ai cum să nu te de mobilizezi ce diferență tot în de Europa la partidă joci. La partidă? Serios? Dar nu cred că vine de la antrenor. Poate că jucătorii în teren... Și jucătorii se gândesc, West Ham, vine lumea, mă vede, îmi dau interesul mai mult. Dar în orice meci din Europa te vede Cristi. Mă, dar tu nu înțelegi că trebuie să le explici cineva băieților ăștia? Mie mi se pare că nu le explică nimeni lor. Păi ce să-ți mai explice? Păi trebuie să-ți explici, să spună, bă băiatule, că nu înțelegi. Ce bă, nu înțelegi? Păi nu înțelegi. Păi tu când jucai, meciul ăsta tu când jucai cu Dinamo în Europa, venea unul și ți explica, bă, vezi că joci în Europa acum? Nu, dar era atât de mare discuția la mine vestiar. Frumos, oricum o înțelegeai, că trebuie să joci bine. Chiar și jucătorii pe lângă noi ne veneau și ne spună, ce să vin aici? Că toți sunt muți. Fiecare își vede interesul. Eu nu cred că mai trebuie la un meci, când joci în Europa, mai trebuie să vină cineva să te gâdile. Cultură sau să, care ce să... să-ți dea, ce să zică? Hai, Cristi, te rog eu, dă atunci, viața pentru... Atunci, de ce nu face niciunul? Cadeac, prin Gigi. Eu mă simt în stare, eu vreau să joc și meciul ăsta, vreau să joc și următorul meci. Păi da, dar poate că Deac acolo este și ascultat într-un fel. Da, că dacă, trebuie? La, dacă te duce, intri și la suflet la șalare. Dacă intri... Vă spun eu. Știi ce s-a gândit? Mamă, jucăm la aia pe acolo, mamă, la lume. E poate sintetic. Cine știe, e sintetic, e nasul ăla, mai bine nu, stăm dar, acasă. Eu cred că și asta este. Ascultă-mă ce spune Onele, mentalitatea e diferită față de cum era în anul. Acest mesaj a plecat de la managerul echipei, care, nu știu, califica terenul de acolo într-un anumit mod. Adică nu cred că la nivelul ăsta european, bine, nici în campionatul nostru. Să ai niște vorbe legate de adversar așa puțin, dacă nu deplasate sau altfel, nu? Adică respectul trebuie să fie la el acasă, pentru că iată, s-a întors asta împotriva ta și pierzi o partidă la un scor uimitor, acolo în care n-ai contat. Era vorba lui Petre Grigoraș, Axiopolis Cernavodă cu Silkeborg. Adică, și ai văzut ce spune, i-a încertat pe jucător că am făcut comparația asta a doua zi. Hai să zic ceva, știi cum mi s-a părut meciul la Silkeborg? Jucătorii care au intrat în teren mi s-au părut la genul că păi frate, uite ce ne-au făcut ăștia, ne-au stat să venim pe aici să jucăm noi în locul lor. Înțelegi? Adică la genul, am intrat în căruța acolo. Nici ei nu și-au dorit foarte mult, Tonele, că s-a văzut, le-a fost frică de meciul ăsta. În momentul când joci și ca jucător... Ce să-ți fie frică, mă, Cristi? De ce? Hai, e bine călduț acolo la
Pe ce se petar? A, mă, pe te faci de râs, nu? Pe asta te faci de râs, dar spun eu. Tu pleci de la un club de genul ăsta, eu cred că Dacian aici aș fi de partea lui, pentru că dacă ai prestațiile astea modeste, se știe că rămânem la FCSB cu Silkeborg, jucătorii sunt bine plătiți. Ori dacă prestațiile tale sunt modeste, ai plecat în secundă. Și mai ales știi că patronul... Tu știi foarte bine ca jucător, chiar și Miculescu sau alții. Ai dat de dor prost, te-ai dus acasă. Sincer, în momentul când nu joacă echipa bună, tu îi știi și pe ceilalți la antrenament și nu prea ai încredere în ei. Am și te gândești, da, mă, uite ce echip, cu ce echipă jucăm acolo, să vezi că ne facem. Petre Grigor, așa, avea dreptate. Eu nu cred că poți vorbi, din punctul meu de vedere, în linii mari, la CFR sau la FCSB, se vede echipa a doua. Sunt jucători pe banca de rezerve mai scump decât titularii. Corect. Adică dar nu o dovedesc. Asta e altă problemă. Faptul că plătești patronul, dar ei nu dovedesc banii aia și nici nu meritau banii aia mulți dintre ei. Da, că nu demonstrează. Păi nu, dar nu meritau oricum, Ionele. N-au jucat cine știe ce în campionat. Probabil. Și pentru patronul ăsta a gândit că ea le face o față frumoasă aici, îi cosmetizează prin niște evoluții dacian și pleacă mai departe. Cam asta cred că a fost. Nu, a vrut să ia tot, de peste tot. Să slăbească adversarul. Și n-ar fi trebuit să facă un mix acolo, la meciul Silkeborg cu FCSB. Nu? Să bage, nu știu, 4-5 titulari și pe lângă titulari, corect, ăia mai băgai și 3-4 care au jucat mai puțin, da? Bine, important este și decizia antrenorului, pe care cu siguranță nu o să o cunoaștem. Adică el vede într-un fel finanțatorul... După meci Nicolae Dică a recunoscut că e o strategie greșită. Îi pare rău acum că i-a lăsat 6-7 jucători, că a lăsat acasă. Da, eu nu i-am de ce n-a fost înainte de meci? Eu nu i-am înțeles declarația când a spus că i-am lăsat acasă, că ce făceau 3 zile? Nu aveau unde să se antreneze. Păi cum? Noi când mergeam în deplasări, ne antrenam sau cum? Da, e greu să iei atâta jucător după tine. Adică îi obosești mult. Da, unii aveau programul de meci. Pentru 3 zile, dacă tu nu-i folosești, pentru ce mai e cu tine? Păi pui la antrenament. Păi de ce mai e? Antrenezi. Și păi și lași așa 7 jucători cu preparator fizic? Lasă, fac un antrenament și asta e. Păi nu mai bine îi pregătești? Păi faci antrenament. Păi gândit cu drumul, cu astea, așa, aici sunt acasă. Cristi, că nu ai mers pe jos. Biletele costă scump oricum, unde mai există jucători? Da, nu știu, părerea mea, cred că... Ne gândim și la aspectul ăsta. Da, oricum. Îi țineai pe bancă. Care-i problema? Dragi prieteni, oricum, așteptăm cu interes. Totuși, speranțele rămân la el acasă, CFR Slavia Praga și FCSB-ul Silkeborg. Partide în care noi sperăm, ca de fiecare dată, că speranța nu ne părăsește totuși, chiar dacă vedem că realitatea pare să fie de multe ori mai departe, nu așa de realitate, rămânem optimiști, domnilor. Optimiști suntem tot timpul, adică ar trebui să fim optimiști, chiar dacă nu credem așa. Domnilor, cred că este momentul să ne luăm la revedere, dar nu înainte de a le comunica din nou telespectatorilor noștri că avem vești bune pentru dumnealor. Metropola TV are frecvență nouă, acum suntem mai aproape de tine. Ne vezi pe poziția 41 pentru emisia HD și respectiv 42 pentru emisia SD. Din 12 octombrie pentru abonații RCS RDS din București și Ilfov, iar din 20 octombrie pentru abonații RCS RDS din restul orașelor din România. Rămâneți cu Metropola TV, urmează principalul jurnal al zilei. Noi vă mulțumim pentru atenție. La revedere! O seară plăcută în continuare!